Calitatea vieții din România și bunăstarea cetățenilor sunt în scădere, arată un studiu făcut în 149 de țări. Suntem pe locul 45 în acest clasament cu multe probleme. Românii nu au acces la canalizare, educație sau la un sistem sanitar de calitate. În ce domenii stăm bine? Suntem pe primul loc la numărul de abonamente la telefonul mobil. Studiul mondial calculează indicele de progres social, care măsoară calitatea vieții în 149 de țări, inclusiv România. Țara noastră s-a situat pe un modest loc 45, ultimul în rândul statelor din Uniunea Europeană. De pildă, stăm prost la capitolul spitale. În afară de renovări masive, spitalele din România au nevoie de urgență la toaletă de săpun sau dezinfectant pentru a opri răspândirea infecțiilor nosocomiale. Din păcate, din acest motiv, România se află pe locul 88 la nivel mondial în ceea ce privește accesul la servicii medicale de calitate. România nu are grijă nici de mediu. La criteriul numit moarte atribuită poluării, suntem pe locul 81. Ne mutăm în zona educației, unde aflăm că la înscrierea copiilor în școala primară suntem pe locul 93. Pentru a avea parte de un progres social, țara noastră trebuie să crească nivelul de educație, spun experții care au realizat studiul. Din păcate, românii nu au acces la educație de calitate. Din 149 de state, România s-a clasat pe un rușinos loc 94. Extrem de prost stăm și la canalizare. Suntem pe locul 100 din 149. Viorel Gerasim, de 71 de ani, nu are toaletă în casa sa, din Colanu, județul Dâmbovița, și este nevoit să meargă la cabina din fundul curții. Ca în multe localități, nu există sistem de canalizare. Un pensionar nu-și permite. Eu zic că te peste 50 de milioane. Zic eu, adică cam... Da, în jur de aproape 2000 de euro. În schimb, are abonament la telefonul mobil, un smartphone dăruit de fiul său, plecat în Marea Britanie. Paradoxal, deși nu avem canalizare, educație și niciun mediu sănătos, suntem pe primul loc la nivel mondial la surse naturale de apă, acces la electricitate și abonamente la telefoanele mobile. Potrivit studiului efectuat de organizația non-profit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte, România a coborât o poziție față de anul trecut și se află după Argentina sau Bulgaria. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.